Deci să ducem puțin discuția Andrei Bănel, Alin, spre meciul de mâine seară. CFR Cluj cu Rapid. E un meci care poate decide principala contracandidată a FCSB-ului, Andrei? Sau e continuare de vreme, dar poate... Mergodi spunea că în cazul în care pierde, nu e... Nu e terminat, evident că nu e terminat, dar poate lua o opțiune în disputa asta pentru titlu. Echipa care va câștiga, pentru că la rezultat de egalitate... Cea care mai ia o opțiune pentru titlu e FCSB. Dacă bate pe Sepsi. Și le face la un X mâine la Cluj și victorie, dacă ar fi și dacă Sepsi, nu bate se face. Pe Sepsi. Pentru că dacă echipa de pe primul loc câștigă o etapă. Exact. Important e să nu piardă din diferență. Numărul de etape... Dar sunt etapele alea cu puncte la jumate. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat și asta e bine pentru noi, suporterii neutri, spectatorii neutri, cei care ne dorim ca orice campionat, orice dispută să țină până minutul 90 plus 10 și orice campionat să țină până la ultima fază a ultimei etape. Așa cum a câștigat City câteva titluri bune până, nu? 1-2 titluri, a câștigat, păi primul titlu care l-a luat în epoca modernă, 95. Da. Bayern anul trecut. Crystal Palace. Ultimul... Da, Bayern anul trecut, minutul 8-7 era Dortmund campionă. Dramatismul ăsta, au nevoie suporterii. Da. De-aia, vezi, acum aia, bă, Dumnezeu pică. Mainz a adus și anul trecut a fost o luptă frumoasă între FCSB și Faro. Da. O luptă care ar fi putut merge ultima etapă, pe teren. După aia au devenit matematici. Chiar al doilea a luptă frumoasă, corectă. Și cu FCSB campion la pauză. Bune, și arbitraje bune. Mult mai bune decât. Cel puțin nu rețin anul trecut poveștile de acum din arbitraj. Parcă n-au fost așa multe. Au mai fost acum două campionate atunci cu Cristi Costin, cu Voluntariu. Tot în penultima etapă. Da. Deci doi la rând, Superliga s-a decis în penultima etapă. Da, dar a fost și campionatul acela din pandemie care s-a decis în ultima etapă jucând cele două 2020. Echipe. Aspirante la titlu între ele. Deci practic a fost ăla cu finala. Atunci a fost meciul 3 august 2020, meciul de la Craiova, da. Craiova CFR. Cum vezi Bănel CFR Rapid mâine? Bineînțeles că o să îmi spui că aștept X-ul, nu? Văd două echipe foarte puternice, organizate foarte bine. Fiecare echipă își dorește să câștige, să fie în spatele FCSB-ului, clar. Dar din punctul meu de vedere mi-aș dori un X, clar. Dar vedem ce va întâmpla. În tur a fost 3-1. A bătut Rapidul 3-1. 3-1 a dat și Petri la gol, că tot vorbeam de interviul cu Petri la... Că CFR nu au un meci ușor cu Rapidul. Și Rapidul, chiar dacă au un joc nu foarte bun, dar câștigă. Da. Au câțiva jucători care poate să decide și asta. E foarte important când o echipă, cum e FCSB, cum e Rapidul, cum e... echipele Craiova și așa mai departe, care au jucători foarte, foarte talentați și poate să prindă un meci care poate să fie decis de jucători, nu de jucători. Cât contează și faptul că Mutu cunoaște o mare parte în Rapid. Spun o mare parte că în față s-au schimbat lucrurile. Nu se mai joacă cu Funșo, cu Ioniță, se joacă cu Rapid, Hasani, cu Burmaz. Și e clar că întâlnește, cred că unul din cel mai puternic adversar. Și cred că pentru Mutu nu e nicio surpriză. Îi știe pe toți și știe și pe presiunea pe care suporterii o pun asupra echipei. Eu zic că Mutu va avea un atu. Am văzut... Un atu vezi... O secundă. Un atu vezi la CFR pentru că... Cunoaște foarte bine. Am înțeles, da. Chiar acum am citit-o, înainte să intru aici, o declarație a lui Mutu, pe Fanatic am citit-o. A fost luni. Și avem și noi spicuit din da. Eu am venit la CFR să mă dezvolt, să cresc ca antrenor. Eu cred că ăștia nu te-au luat de aia. Eu cred că ăștia te-au luat să le câștigi trofee, să... Cred că, cum să spun eu, așa... O să interpretezi altfel. Nu. În aceste 6 luni cât mai sunt în acest campionat, unde eu vreau să cresc ca antrenor și odată făcut mare la anul și anul viitor să seară, da. Eu cred că ei l-au luat pentru trofee și interesează doar în plan secundar sau terț dezvoltarea individuală, tehnico-tactică a lui Mutu. Deci, genul ăla de fraze care...
chiar dacă așa e, nu trebuie rostit, a mai fost și fraza domnului Varga în momentul în care au semnat. Zice, îmi aduc, sau urmează să vină la noi un antrenor și un prieten. Păi tocmai aia nu-i bine. Adică, da, sigur, dacă prietenia se conjugă, bă, astea deja sunt detalii. Va fi foarte interesant, Mutu după două victorii, una cu mare noroc la Petrolul, cu mare, deja orice fel de gol dai din minutul 90 plus încolo e noroc, oricât de bine ai jucat și Dinamo, dacă egala la FCU. Da. Ca să glumim puțin, a avut ceva noroc și cu voluntariul, că fără le pune de marginea lui. Da, dar nu se știe unde se ajung, desfăcut unde s-au desfăcut atâta de scorul a fost. Nu se știe unde se desfăceau lucrurile, dacă eu nu era. Eu zic că pe mult face parte din joc. Și din spre rapid vin două declarații, cum să spun eu, cumva contradictorii. Întâi Bergodi spune, până la urmă un punct, e un punct, filozofia italianului. Vine domnul Angelescu și spune, dom'le, sigur, noi vrem să câștigăm, ce punct, noi vrem să câștigăm. După aia cei doi spun, da, de fapt noi am spus același lucru, dar s-a interpretat altfel. În momentul ăsta, Rapidul arată bine cu atacanții, cu ofensiva aia de tip balcanic, de care am spus, zici că e din pisica albă, pisica neagră, toți balcanii sunt acolo. Apropo, am și citit că s-ar evita sârbu burmaz cu kosovarii. Era o variantă, o speculație de peluză. Deci, burmaz mie mi se pare simbolul eficienței în aceste trei etape. Intră niște minute cu FCU Craiova și dă el golul decisiv în 90 plus, da. Cu Dinamo dă el în 90 plus. Asterix, înainte să dea golul cu Dinamo, ai uitat. Are o ratare uluitoare. De mod normal încep să plângi, da, și vrea acasă. Acolo. Știi cum, dacă nu mai venea golul. Da, 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 90, ia uite bă ce ai făcut, ne-ai pierdut meciul, ne-ai scos banii de pe card. Da. Iar aici în 45 plus, deci iară plus, 1-0 și deja Galațiu echilibrase, Galațiu a început rău jocul din Giurești. A început la 2-0. La 1 mai mult, că 2 a venit, deja era în terenul advers, începea să joace și Vitu cu execuția, bă, gata, hai să bem apă, hai la pauză, 2-0, am rezolvat-o eu, de la 2-0 altfel, degeaba e repriza a doua Galațiului, că mai mult de încă 1 nu se poate și e 2-1. Deci reușitele lui până acum au avut semnificație și roade pe tabela de marcaj și mie mi se pare, bun, eu cred că e atacant central. Dar acum a jucat un pic într-o parte, așa, în extrema dreaptă, într-o perioadă după aia. Vezi o formulă a Rapidului Andrei la Cluj tot cu cei doi? Și cu Burma și cu Rahmani? Eu am sensat că Bergodi nu prea schimbă când câștigă. Da, dar cred că e și în funcție de adversar. Într-adevăr, Burmază, într-o formă, nu putea să lase pe margine după ce am marcat. Păi și pe Rahmani poți să-l lași? Nu, asta te întreb. Mergi la Cluj, înseamnă că mergi să câștigi. Cum să nu joace amândoi? 4-4-2. 3 goluri și Rahmani, tot 3 și 1 din penalti, mi se pare. Sau, da, 6 goluri s-au dat în 3 etape. Ce faci? Da, n-ai cum. Din ce am sesizat, nu prea schimbă când câștigă meciul. Dar ei, în general, nu schimbă. Ce anume? Antrenorii italieni, în general, nu schimbă. Adică poți să joci în formula aia 7 ani. În momentul în care n-au câștigat, a, da, Bergodi, schimb 6. A început tot felul de încercări pe acolo. Să l-am avut și eu ca și antrenor. L-am avut la FCSB. L-am avut la Steaua, că atunci se numea Steaua. Și la fel. Dacă nu mergea echipa bine, făcea schimbări. Și făcea destule. Când mergea bine, juca cu Onicaș, cu Andrei Ionescu. El l-a descoperit pe Onicaș acolo, în fața Eric, apărării. Big Falvi. Da. Big Falvi. Da. Onicaș cu Big Falvi. Da, nu mai ține. Da, da, atunci a dat Onicaș un gol de la 35 de metri, nu mai știu cu cine. Ceea ce n-a fost apreciat la Bergodi atunci, cred că n-a fost apreciat așa cum trebuie, a fost faptul că el a adus echipa într-o zonă de Cupa UEFA, sau cum se numea atunci, o echipă extrem de tânără. Extrem de tânără, că în mijlocul terenului avea o medie de vreo 21 de ani, ceva de genul. Au fost 3 tururi preliminare. Și le-a câștigat pe toate. Toate meciurile cu Uipeș Doja, cu Motherwell, cu scoțienii și uite că nu mai știu cu cine a mai fost încă unul.
Da, știu că la Uipeș Doja a fost meci greu, cu stadionul plin, gălăgie, echipă bunicică, erau de spățiene, antrenorul acolo. Dacă poate construi și echipe și i-a fost fatală o repriză și o ușă în nas la, cu Sheriff Tiraspol și totul s-a terminat. Știi cum, mai e o chestie aici, la Bergodi sunt foarte bune lucrurile atunci când merg bine. Cum au fost atunci la Craiova, vine, face COVID, stă în spital, vine din spital, câștigă vreo 8 meciuri la rând și îi duce în fața meciului cu CFR-ul. Ei, când treaba începe să nu meargă bine, atunci nu mai merge deloc. Cum a fost finalul sezonului de toamnă, ăsta, 0-0, 0-0, înfrângeri, deci după ce au bătut FCSB-ul. Dar și, până, dar și până să... și până să... bată Farul, nu, până să... ba, Farul, cred că în tur... au avut iarăși o perioadă de vreo 4 început, meciuri. Aia de la început, cu Polia și acasă, cu Botoșaniu, cu tot ce... cu Petrolul, cu Petrolul, i-a bătut Petrolul 2-0, da, da, grozav gol. Cu Botoșaniu, da, da, și atunci a fost o perioadă care s-a rupt exact la meciul de acasă cu Farul. Adică s-a făcut imediat după transferul Borza de la... Da, e genul de antrenor care are nevoie de un pic de timp, de... Uite, eu acum văd, m-am uitat la Șepși. Mie mi-a plăcut foarte mult filozofia lui Berchtorg și mai ales că el a zis, patroane, n-am nevoie de 14 transferări în iarna asta, una sau vedem. Că tot zic 10 afară, eu cu doi impresari aduc 12. Și... Omul a vrut să cunoască ce are. Exact. Și exact, a zis că are exact potențial. Haideți să vedem, Alin, scuză-mă, haideți să vedem ce a spus și Gigi Becali despre meciul de mâine, despre derbiul dintre CFR și Rapid. O intervenție aici la Fanatic Superliga, să vedem ce așteaptă patronul generalilor de la FCSB pentru meciul de mâine seară din Gruia. Toată lumea s-a bucurat că ați făcut egal. Și Rapidul, și CFR-ul, semnale, toți, domne, mai sunt 9 puncte, este! Ai mă, ce... Păi dar acum joacă, fac ei un egal și eu bat, mă duc la 11 iar. Bine, și mai e ceva, ei au meci direct sâmbătă. Meci direct, după aia am eu cu direct cu ei, mai am direct cu Rapidul, care iau 4 puncte. Că dacă pați de la 3 în sus, se pune 4. Da? preferați să se rupă echilibru cu una dintre ele sâmbătă, să bată Rapidul sau CFR-ul, sau pur și simplu vă indiferent? Vreau să bată Rapidul. De ce? Că CFR-ul mai, de CFR-ul mai mult mi-e frică, de Rapidul nu mi-e frică. Dar vă e teamă mai mult de CFR? Păi mi-e frică, ești mai puternici. Mai puternici pe toate planurile? Păi nu, mai putea mică echipă. De Rapidul nu mi-e frică, ce să zic. Nu vreau să spun mai multe, că nu-i frumos să vorbești, dar nu mi-e frică de Rapidul deloc. N-are cum niciodată în viața lor. Da, Gigi Becali la Fanatic Superliga despre meciul de mâine seară CFR cu Rapid, acolo unde așteaptă un rezultat de egalitate, dacă o fi, sau chiar o victorie a Rapidului. Lui Gigi Becali nu e frică de Rapid, mai mult de CFR.